multă formă după că... Ha, ce freză interesant am. Oricum, salutare YouTube, eu sunt Cristi și am revenit cu cel de-al 5-le episod, cred, în seria noastră de Mafia 2. Ultima dată am venit, am vorbit cu Derek sau ceva papaiardo chestii și astăzi o să mergem mai departe să vedem ce avem de făcut, de fapt. Tipul ăsta e chel. Deci am și o întrebare, dacă ai cheli halul ăsta. Deci ți-ai mai lăsat păr în părți? Vorbești serios? $10 să car toate cutiile astea. Really, man? Vorbești serios? Holy fuck. Doamne, dar știu că se și mișcă repede. Da, cum ziceam, de ce dracu ți-ai lăsat păr așa? Mai bine te lasi în cap și-ți lași barbă. Pui ceva mușchi și paie. Arăți și tu, ok. Doamne. Are și animații în care lasă cutia. The door is open, leave when you have had enough. Ok, deci pot să iau efectiv toate cutiile astea și să le duc acolo sau pot să plec. Pot să las cutia asta înapoi să plec. Ok, nu pot să ias. Hai că o încarc și am plecat. Dă-i dracu, dă $10 în puii mei. Am făcut 300 în jumătate de oră. Că am furat o mașină. Și sunt întreg, aproape. Am scăpat de vreo 15 gloanțe de mine de curând. Astăzi au intrat încă vreo 10. Dar, da. Nu stau eu nu știu câte ore de pula mea. Nu știu câte sunt, măcar dacă mă ajuta. Dacă era ceva... Așa, deci dacă era ceva altceva, da, sau nu știu, $500, da, frate, făceam. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Hey, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait. You said Barbaro? Fara Ninja. Vreau să ningă. Mă rog. Nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Interesant, zici, ha? Zici că știi pe John, ha? Ok, man, ok. Follow Steve. Băi, deci mereu când zice cineva ceva de Steve, mă jur că mă gândesc la tipul de Minecraft. Ah, fuck this shit. De fapt, nu cred că e chiar așa de rău. Asta mi-a arătat devotamentul față de joc. What now? Well, this one don't like manual labor. What the fuck? Said he works with Joe Barbaro. Bullshit. Who wanna load crates if he works with Joe? You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? Well, my mother wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. Them women, they're all the same. Right, Steve? Sure, Derek. She doesn't want to hang around with Joe, right? My mother was the same way. Look what become of me. Union boss. I got the whole fucking waterfront under my thumb. So how's Joe? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position has gotta be careful. Certainly. So you won't mind if I give Joe a call, right? Nah, go ahead. Now where'd I put his number? Hey, here it is. Ce drăguț, așa direct. Băi, și dacă nu e acasă, ce dracu face? Că nu e ca și cum ar fi un mobil să poată căra cu el. He might not be home. That wouldn't be good. Hai, răspunde-n pula mea. Hi, Joe. Hey. Ah, perfect. This is Derek. Listen, I got this guy here. What'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right, all right.
Thanks, then. I'll talk to you later. Sorry, pal, I'll check you out. Joe says you just come back from Italy. You must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give them a little nudge. $10 a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. I see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. Well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which is why Steve ain't doing the job. Right, Steve? Right, boss. Collect at least $150, I give you 50. Just for walking around, taking in the sea air and meeting new people. Easy fucking money, eh? What do you say? Okay. Deci trebuie să mă duc să mă plimb să strâng bani de la oameni. Well, that's easy, some easy shit to do. Hello. I'm here to collect the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing here? The kind where you pay what you owe and you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Oh shit! Okay. Bun. Acel picior în față. Așa, dă bani încă. Yeah, glad you decided to reconsider. Bun, unul bătut. Ok, următorul. Asta. Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Yeah, I must have forgot or something. Next time try to pay on time, okay? Thanks. Ok, distanță pe rapid. Asta. Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time. Bun. Ok, am bătut unul, dar acum nu mai e stres. Ce față de gorila are asta. Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Asta e o problemă. No can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Ok, dacă așa vrei. Boom! Ok, am scăpat destul de rapid el. Nu face mare problemă. E pașnic. Până acum mai multe mi-a făcut o altă decât ăsta. Ok, dar e ceva rezistent. Adică nu o fi el mare... Ok, pum și s-a dus dracu. Nu a fi fost ăsta mare bătăuș, dar măcar a rezistat ceva. Ok, anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Ok, am strâns banii înapoi la Derek. Ar trebui să vadă că ăsta trăiește cea de-o dracu. Dacă a avut chef de scandal, i-am dat scandal. Și pentru ăștia, și pentru tot neamului. Ok, ducem banii, ne-a scos $50, e destul de simplu. Câțiva pumni și aia a fost. Here's the money, boss man. Good job. Here's your share. I watched you take care of Bill. You were good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, bonus. Kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, will do. I'll see you later. Hey, Vito, I almost forgot. Joe Bull. He wants you should meet him at Freddy's. Ok. Trebuie să mergem în micuța Italie. Să ne întâlnim cu Joe. Ok. $100 față de 50 cât mi-a zis tipul. Talk to Derek. Open the door. Ok.
Față de cât mi-a zis tipul că o să câștig, adică $50 și mi-a dat 100 numai pentru că l-am bătut pe ăla. Asta dovedește că ne mai sunt momente în care și mușchi au ajutat la ceva. Din păcate las puține. Și nu prea în anul 2015. Bine, de fapt, da, dacă stai să gândești. Prea mulți tipi care au mușchi și zero creier o duc bine în ziua de azi. Da, știi, hai să nu comentăm despre asta. Deja, deja asta nu mai e treaba mea. Nu-i treaba mea dacă n-ai pic de creier, dai mușchi și dintr-o dată faci ceva și ajungi cunoscut dintr-un oarecare motiv. Cum ziceam, înapoi la joc. Doamne, mamă, ce era să-l cald. What the fuck, man? Ioi. Știi, stau și mă gândesc. Voi, ăștia, deci asta este întrebarea pentru cei care joacă driveri. Adică, mă rog, știți voi, Need for Speed și chestii. Că să mor dacă mai știu alte, dacă mai vin alte jocuri în cap. Acum, mă rog, Burnout Paradise, astea. Cam cât de rău turbați când mă vedeți pe mine în halul ăsta, adică să mă duc stânga-dreapta, stânga-dreapta. Când nici măcar drept nu pot să merg, din câte observați, când fac curba, fac așa, încetinesc, ba, merg, nu știu, mă rog, înțelegeți voi. Cum e pentru voi să mă vedeți în halul ăsta, adică, nu vă ia puțin capul și face, nu ai, dă, da. Fuck, ok. Da, exact ce ziceam. Mai și claxonează al naibii. După ce că mergea pe contrasensul meu, mergea împotriva mea cum își permite. Când ar trebui, când trec, ar trebui să se elibereze toată banda, să fie așa numai pentru mine, drum drept. Ceea ce nu, du-te, tată, da, bagă tare. Ha, perfect. Vedeți ce bossus, n-am intrat pe ăsta, n-am intrat pe trecerea, n-am intrat pe asfalt, trotuar, așa, god damn it, ce trebuie am azi, nu mai găsesc cuvintele. Așa. Bun. Hai că am ajuns deja. Suntem în micuța Italie. Pizza. Da, știu și eu ceva italiană. Hey, mamma mia, pizza, spaghetti, capricciosa, bolognese, quattro formaggi, cazzo, pecora, merda, chestii. Cred că am asta e data italiană pe care o știu. Da. Ar trebui totuși să beau ceva. You want something to drink? Whisky, brandy, wine, coffee. Ma, bă, eu whisky beau, deci și dă-mi una. Is there anything else I can get for you? Ah, tot îmi ajunge momentan. Așa, în viața full, am băgat și un whisky. Hai să vedem ce vrea nenea Joe. Hey, oh, la cămașă. I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shkarol. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hi, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. It can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. That's somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself.
Her name's Maria Agnello. Here's the address. Tell her I sent you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you 600 bucks for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So? Okay. Frate, și asta doar pentru mine. Hey, mai fucking take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back here and we'll settle up. Alright, okay, trebuie să nu omor pe nimeni. Drive to Maria Angelo's place in Little Italy. Bun, trebuie să mă duc la Maria Angelo chestie. Să vorbesc cu ea. Și trebuie să fie o... Trebuie să fac în așa fel încât să nu omor pe nimeni. Deci să fie o chestie curată. Pe cât de curat poate să fie ceva ilegal. Dar bănuiesc că e mai puțin ilegal dacă nu omori pe nimeni. Adică... Înțelegeți voi, adică știu, fur tot furtie, dar dacă nu omori pe nimeni e mai bine. Pentru că ne... Dacă te prinde cineva, te bagă doar pentru fur, nu și pentru omor. Ok, am o logică ciudată, dar da. Am și o întrebare, dacă dărâm eu alea și pe urmă zic că, bă, frate, și nu m-a prins, nu, dacă mă prinde poliție, zic că trec COVID, stai, mică, mor, dobor, nu mi-am inteles, dacă dărâm eu chestiile alea cu limita de viteză și după aia merg cu viteză și mă prinde poliția și zic, frate, unde e indicatorul, eu nu văd indicatorul, după aia merge. O, Doamne, iar stânga, dreapta, stânga, așa, gata, ok, acum merg bine. Op, stai că am trecut de... Ăsta de ce a căzut? Ești ok, nene? Mă rog, lasă așa. Nu văd de treabă. Aici? Pe bune? Fix aici? Dacă tu zici. Aici? A, deci trebuie să bat la fiecare ușă? A, aia era. Yeah, can I help you? Yeah, hello, ma'am. Henry Tomasino sent me. He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Rice Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Okay. Dar chiar tipa aia nu vine? Ah, ok, vine. O să iau cu mașina mea frumos parcată și chestii. Stai, dintr-o dată e reparată? Nu e. Nu știu ce am avut impresia asta. Ah, Doamne, dar știu că... Te mișcă așa repede. Mă, timp și dolabă până vine ea. Ok. Hai să-i dăm bătaie. Vrea la spital. Okay, let's go. Bine, în sensul că să viziteze spitalul, nu că vrea la spital. I've seen the way you kids drive these days. Ah, să conduc, ok. Alright, kid. The place is locked up pretty tight at night. So you gotta get into the back. Așa. Am pus limitatorul de viteză. Trebuie să mergem frumos. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for safe, right? Yeah, I don't know. Lucky guess. Nu pot să cred. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back. Then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you. Okay, deci nu trebuiască să mă duc și sunt și ceva gardieni, deci o să fie interesant. Că nu trebuie să mor pe nimeni. Fă-te eu cum fac. Am decât un far care mai funcționează. Momentan mai funcționează. Bun, a, Doamne. Cu tipa asta chiar trebuie să merg legal. Fuck, ok. Ok, mi-a ieșit, acum mă duc. Da, aici e drum drept. Mă rog. Înțelegeți voi. Oh, shit. Ok, Italian. Delicatessen. Ok.
O să bănuiesc că delicatese nu înseamnă delicatese. Și astfel am mai învățat un cuvânt în italiană. Ah, da, chiar am uitat să zic Ferrari. Ok, încă un cuvânt în italiană pe care îl știu. Ok, gata, sunt în fața spitalului, de aici nu cred că mai fac mare lucru. All right, kid. Drop me at the hospital right here. Ok, suficient de bine? The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Cu plăcere. Ok, și acum trebuie să mă duc înăuntru la ceva chestie. Ok, trebuie să intru acolo. Hai că se rezolvă. Bănuiesc că... Da, e aproape. Bănuiesc că de aici deja nu prea mai contează. Mașina, deci pot să o las, uite, aici. Să o las parcată în caz de nevoie. Așa. Da, am parcat-o și-o de toată frumusețea. Așa. Mă, dar îmi place efectul ăsta, știi, când alergă de... Pentru că, bineînțeles, că chestia asta ajută la toate lucrurile. Ok, pe aici trebuie să urc. Da, mă bucur că au pus urmă ghimpată mai puțin pe unde se poate sări, pe bune, ok. Bun, am ajuns aici să trebuiască să mă duc înăuntru, dar asta într-un alt episod. Până data viitoare, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați butonul de like și să dați și un share pe unde vreți voi, Facebook, așa, ca să vadă și alții. Sper să aveți parte de o zi bună în continuare. Eu am fost Cristi. Bye, bye.